Mă bucur că am reușit lansarea filialei Moldova a Consiliului Român de Clădiri Verzi, așa numite ROGBC Moldova, datorită faptului că astfel Iașul intră în categoria orașelor mari, a orașelor cu planuri verzi de dezvoltare, a orașelor care au clădiri verzi și a orașelor care stau în fața investitorilor cu multe puncte câștigate pe acest subiect. Mai mult decât atât, platforma de ROGBC este o platformă care ne permite susținerea de cursuri, colaborarea cu mediul academic și mediul profesionist, astfel încât să putem promova ideea de clădiri verzi în oraș.